o nație de hoți! Lucrăm să fim o nație de hoți! Faptul că vineri, tot ca hoții, ca mafioții, au dat o ordonanță în defavoarea persoanelor cu dizabilități. Ce ne-a deranjat foarte mult, eu conduc și organizația la Mitealul, ONG, faptul că noi care lucrăm cu persoanele cu dizabilități, chiar cu tineri, ce au părăsit sistemul instituționalizat și orfelinat în România, n-am fost consultați. Se pare nedrept ca guvernul actual să ia astfel de măsuri fără a consulta societatea civilă și organizațiile care se ocupă cu astfel de cazuri de ultimul grad a statutului social. Și asta m-a făcut să ies în stradă. De ce suntem noi astăzi aici? Totul a început într-o noapte geroasă de 31 ianuarie. Noaptea în care această ordonanță fatidică, în care guvernanții noștri legiferau la fel în noaptea ca hoți. După aceea, calvarul românilor nu s-a oprit aici. Au început tot felul de legi prin Parlament sau prin guvern, ordonanțe și așa mai departe, toate făcute împotriva acestui popor. După aceea a început grațierea în Parlament. Am jucat alba neagră. Ba o dăm, ba nu o dăm. Între timp și acest guvern a căzut. Guvern care pentru prima dată în istorie, pus de tot PSD, care este PSD ALDE, alianța care este la putere, și-a dat jos propriul guvern. Oare de ce? Ar trebui să ne punem această întrebare. Din ce am înțeles, premierul Sorin Grindeanu nu a acceptat această ordonanță să fie dată în acele zile. Și atunci a fost dat jos. Acum începe să jucăm un ping-pong fiscal. Dăm tot felul de ordonanțe și de legi care, bineînțeles, nu sunt în favoarea acestui popor. Ne gândim tot la propriile noastre buzunare. Ne gândim cum să dăm în cap justiției și să scăpăm de dosarele noastre penale. Ne gândim cum să ne albim dosarele. Ne gândim cum să rămânem încă la putere. Însă, toate aceste lucruri, care sunt de 27 de ani, trebuie să se termine odată pentru totdeauna. Oamenii la Revoluție au murit, oamenii la Mineriada au murit, oamenii la Colectiv au murit. Niciodată nu s-a găsit niciun vinovat. Oare de ce? Sunt niște întrebări care după atâția ani de zile nu reușim să le găsim răspunsul. Prima seară în care ne strângem foarte mulți, vorba cred că de 1000 sau mai multe persoane, de obicei venim, noi venim în fiecare seară, mai puțin. E, înseamnă că ceea ce s-a întâmplat și ceea ce vrea să facă guvernul ăsta nou, Dragnea 2, 3, 5, 7, nu contează, cu toți borfașii ăștia, a avut ceva răspunsuri în public, în oamenii care cred încă că se mai poate schimba ceva. Încercăm să pornim în marș, sper că o să ne lase, dacă nu s-a mai întâmplat și asta iarnă, ne-am așezat pe jos, am înfins gardurile, haideți să mergem în marș, să vedem ce se întâmplă.
facem foamea! Facem foamea! Nu! Omoară-l pe Dragnea! Curva de Dragnea! Omoară-i! Jos guvernul! Taie-le capul cum l-a omorât pe Ceaușescu!